doar apartamentele de închiriat sunt scumpe și puține în Cluj-Napoca, ci și spațiile comerciale. Să fii antreprenor și să ai nevoie de o casă pentru afacerea ta poate fi o adevărată provocare. Și nu neapărat din cauza prețurilor, ci din cauza spațiilor comerciale prea puține sau nepotrivite pentru funcționarea unor restaurante, baruri sau cafenele, de exemplu. Acum, prețurile pentru închirierea acestor spații variază între 25 și 60 de euro pe metru pătrat. Și chiar dacă vă vine greu să credeți, cele mai scumpe spații comerciale nu sunt în zona centrală a orașului, ci în zona Pieței Mărăști, din cartierul cu același nume. De asemenea, la mare căutare sunt și spațiile comerciale din cel mai mare cartier al orașului, Mănășturi. Cea mai mare provocare pentru un antreprenor care vrea să facă afaceri în Cluj e să își găsească spațiul potrivit. De ce? Din cauza birocrației greoaie și a hotărârilor de Consiliul Local care impun chiriașilor de spații comerciale condiții imposibil de îndeplinit, spun experții în imobiliare specializați pe închirierea sau vânzarea unor astfel de spații. Lipsa spațiilor se datorează și faptului că dacă acum 5 ani se putea face aproape orice, oriunde, astăzi fiecare spațiu comercial trebuie să fie autorizabil pentru activitatea care se dorește a se desfășura în ea. Asta implică după sine hotărârea ale Consiliului Local, norme în vigoare de la DSV și nu în ultimul rând normele legale impuse de către Inspectoratul Situațiilor de Urgență, care fac din foarte multe spații să nu fie mediul compatibil cu activitatea care se dorește a fi desfășurată. Cei mai mulți antreprenori vor să închirieze spații ca să amenajeze afaceri din domeniul Horeca, alimentație publică, dar și mari retaileri alimentari sunt în căutare de locuri cu vad bun. Acum, cele mai căutate spații comerciale sunt în cartierele mari ale orașului, dar în viitor au potențial de dezvoltare și spațiile din cartierele noi ale orașului. Toate zonele unde se dezvoltă o comunitate, putem să discutăm de cartiere noi, nu știu, Borhanci, zona de Bună Ziua, Sopor, care încet să se dezvolte, pot să fie poli și pot să fie puncte de atracție pentru antreprenori. Problema și acolo, în schimb, din punctul meu de vedere, este de multe ori poate infrastructura, de multe ori spațiile puțin și prost poziționate, pentru că, așa cum bine știți, spațiile comerciale trebuie făcute într-un proiect și, nu în ultimul rând, faptul că o comunitate se așează în ani, în timp și sunt foarte mulți care își permit să riște. Lipsa spațiilor comerciale a devenit o problemă în Cluj în ultimii ani, după ce aici au venit mulți antreprenori cu noi concepte de viață. În plus, fondurile europene au dus la o creștere a numărului de afaceri.